Și în continuare vă ajutăm să vă organizați banii de la un salariu la altul, adică mai exact, vedem ce putem face pentru a ne ajunge banii de la o lună la alta. Conform statisticilor, 17-20% dintre români nu pun pe foaie ce cheltuiesc lunar. Așa că un prim sfat ar fi să scriem ce cheltuim și să stabilim ce e esențial și ce nu. Pentru că există două categorii de cheltuieli, cele esențiale, adică mâncare, sănătate și datorii. Pe de altă parte, cheltuielile opționale, cum ar fi banii de vacanțe, haine sau ieșiri în oraș. Un alt sfat de la finanțiști ar fi cel conform căruia să ne calculăm bugetul pe un an, nu pe lună, pentru că așa vom avea surprize constatând că muncim 3-4 luni pe an pentru a mânca prânzul în oraș. Ideal ar fi ca la finalul lunii să comparăm cheltuielile estimate cu cele făcute. Așa ne dăm seama dacă ajustăm sumele cheltuite sau ne schimbăm comportamentul pentru că nu ni le permitem. Și când vorbim de bani puși deoparte, cel mai important este ca înainte de toate să ne plătim pe noi, adică să economisim 10% din venit și apoi să plătim obligațiile fixe, cum ar fi ratele sau mâncarea.